Apropo de CV-ul tău, că ai niște certificate, ai la bază această educație. Zi-mi repede, că știu că ai făcut o școală pe la Washington, ai făcut în Elveția, nu mai zic. Zi-mi exact ce ar trebui să, ce certificate ar trebui să aibă un trainer internațional de bune maniere. Cred că, știi, că în orice domeniu, eu nu cred în experți, cred că înveți toată viața. Okay. Iar când vine vorba de etichetă, din păcate foarte mulți au senzația că dacă fac un curs de 2-3 zile sau și de o zi, un workshop scurt, au învățat etichetă. Eu le spun că după, am acum aproape 10 ani de studiu în etichetă, de la școli din America, în Protocol School of Washington este una, de English Manner, am învățat sub Casa Regală a Angliei și am și lucrat sub Casele Regale din Emirate. Nu numai că am fost student, am avut onoarea să fiu, cred că, printre primele studente din România în la Finishing School în Elveția, la ultima Finishing School existentă. Cea pe care a făcut-o și Lady Diana, da, nu? Da. În Elveția, când Lady Diana era și ea de fapt a stat doar pentru jumătate de termen, n-a stat pentru toată perioada acolo. Lady Diana era renumită că nu era cea mai mare adeptă, dar la asta în disciplina respectivă și era foarte, foarte tânără. Era tânără, dar din câte am înțeles a făcut această școală unde tu ai predat. Da, unde este prima predat. Oară când ai predat, da, ca profesor fost... plin la această școală. Da, țin minte că am citit într-una din cărțile despre viața ei că ea a trebuit să facă această școală fix înainte de a se căsători cu prințul Charles. Așa adică e. Clar ea trebuia să treacă prin această școală ca să o pregătească pentru rolul ei de prințesă și eventual viitoare regină. Și apropo, acum dacă am tot desconspirat că tu ai fost profesor acolo în vara aceasta, ai dat de cu nas în nas de prințese, de cine e acolo? Care sunt persoanele care vin la aceste școli? Datorită și costurilor ridicate, da, normal. În principiu Institutul Villa Pierfeu, care este de Finishing School în Elveția, își deschide porțile doar o dată pe an pentru cele două luni în care sunt numai fete, doamne, în general femei venite ori din old money, ceea ce se numește old money, familii banii regale, vechi, familiile, sau, da, aristocrate. Da. Da. Ok. Sau fete din sau fost fete de președinți din la nivel internațional, sunt foarte, foarte multe soții de diplomați care vin și fete din lumea diplomatică, așa că sunt, dar sunt și femei care au propriile lor. Am avut o doamnă care lucrează la JP Morgan, de exemplu. Sunt și femei care vin din finance, din care sunt foarte, foarte puternice și își doresc. Este la nivel global, oamenii au început să realizeze că doar să ai un certificat, doar să ai un CV excepțional, nu mai este îndeajuns să rămâi la top tier, așa, la nivelul cel mai înalt, da. În lumea de business internațional. Mm-hmm. Până la urmă, oamenii astăzi aleg să lucreze cu oamenii pe care îi plac. Dacă tu nu reușești să te conectezi cu un om, să poți să stai la o masă cu cineva din orice cultură, pentru că lumea este din ce în ce mai cosmopolitană, exact. Nu mai se pune problema și sunt, totul e globalizare, totul, exact. Nu mai sunt granițe. Este această migrație. Corect. Între popoare și atunci dacă tu trăiești, uite, tu trăiești în Dubai, da? Da. O să te întreb cum ne-ai ajuns să trăiești în Dubai, dar dacă mergem în Dubai, acolo vedem un amestec foarte interesant de nații, da? Da. Europeni, americani, orientali, asiatici și așa mai departe, dar care trăiesc într-o uniune perfectă aproape, adică cel puțin așa se vede la prima vedere. Și chiar vreau să te întreb, uite, tu, da, românca, cum de-ai ajuns în Dubai? Care a fost declicul care s-a întâmplat? Eu în Dubai a fost o poziție destul de amuzantă. Eu lucram în web design. Așa. Și asta s-a întâmplat în anul 2009, când, pentru cei care își amintesc, a fost și criza economică. Da. Și
A fost o discuție cu colegii mei de la web design, programatorii, pentru că eram numai bărbați acolo, venise și fata de la accounting, dar... Deci erați două femei și restul... Da, da. Așa, deci, okay. Deci ai trăit într-o lume a bărbaților. Dar ideea este că eu în weekendul respectiv am plecat și am avut o discuție cu un fost coleg de liceu în care îmi povestea că se duce înapoi în București, se întoarce de la Târgoviște și mergem în București, a doua zi trebuia să plecăm și el va sta la verii lui în dormitor, pentru că verii lui sunt plecați în Emirate. Verii lui oricum când se întorc câștigă foarte bine și sunt stuarzi la o companie din Emirate, el nu știa numele. Dar este foarte, e imposibil să ajungi acolo și imposibil. Eu și a zis colegă, cuvântul ăsta, imposibil. Da. Iar eu ăsta a fost probabil punctul care pe mine m-a ghidat întotdeauna în viață. Nu am acceptat să mi se impună că ceva în viața asta este imposibil, până nu încerc eu. Și asta este ce m-a dus pe mine. Și în facultate, eu am plecat de la Mate Info, m-am dus la arte. Pentru că eu am zis că nu se poate să fie imposibil numai pentru cei de la Tonița să ajungă la arte plastice. Eu am să ajung în graphic design și am ajuns. Apoi...